Singenta un eveniment de excepție. Așa a fost apreciat de cei 250 de participanți formul aniversar Optitec dedicat pomiculturii care a avut loc recent la Sibiu. Subiectele abordate, produsele noi prezentate precum și cele aflate în testare pentru omologare, tehnologiile noi specifice lucrărilor de combatere a bolilor și dăunătorilor au fost subiecte care au suscitat un real interes din partea pomicultorilor. Domnul director, în afară de business-ul în sine al firmei pe care, iată, cu onoare o administrați, care este indispensabilă până la urmă, că fără bani nu putem continua activitatea, un obiectiv principal bănuiesc că l-aveți acela de a colabora cu fermierii și a răspunde necesității acestora în ceea ce privește, tehnologiile noi, mai ales în referitor la combaterea bolilor și dăunătorilor. În ce măsură dumneavoastră, firma dumneavoastră, Singenta, răspunde fermierilor acestui deziderat? Într-adevăr, suntem la ceasul aniversar astăzi, pentru că este a 10-a ediție a forumului Optitec pentru pomicultură Singenta și fiecare dintre aceste interacțiuni, din aceste întâlniri, sunt o onoare pentru noi și ne permite să avem un lucru care e foarte important pentru noi, să avem un dialog cu fermierii, astfel încât data viitoare, cu proxima ocazie când ne întâlnim, să venim cu soluții, să venim cu produse care să răspundă nevoilor pe care dânsii ni le transmit cu ocazia acestor întâlniri. Aveți o cercetare bine pusă la punct aici și în mai toată lumea, cu un personal super calificat, să-l numesc așa, pentru că așa trebuie să fie un cercetător. În ce măsură aceștia reușesc să preia și să rezolve, iată, problemele la care făceam referire? Într-adevăr, alături de fermier, pentru că noi punem în centrul activităților noastre și în centrul preocupărilor fermierul, avem partea de cercetare-dezvoltare, pentru că Singenta este o companie care își bazează activitatea pe cercetare-dezvoltare și venim, spun eu, în fiecare an cu noutăți, cu soluții noi pentru fermierii din România. Să vă dau doar câteva exemple în acest sens. Se vorbea mai devreme despre Afirm Opti, un insecticid pentru culturile horticole. Să luăm exemplul mărului, exemplu, unde rezolvă o problemă extrem de importantă pentru fermieri și vorbim aici despre viermele mărului. Aș trece la o altă cultură și aș vorbi despre cereale. Avem în acest an produsul Elatus Era, un nou fungicid în cereale, un SDHI, care după 19 ani de cercetare-dezvoltare, după ce o echipă extrem de numeroasă a Singenta a încercat diferite substanțe și diferite combinații, după 19 ani ne-au permis să venim în fața fermierilor cu un produs care setează un nou standard în ceea ce înseamnă fungicid cereal în culturilor dânsilor. Sunt exigențe din ce în ce mai mari în ceea ce privește gama de produse de combatere a bolilor și dăunătorilor. Observ că pe măsură ce înaintăm în timp, se descoperă noi molecule care oferă posibilitatea, dacă o pot numi așa, de a exista reziduri aproape de zero, dacă nu chiar zero, în produsul finit, în produsul final. Cu toții la Singenta avem o preocupare pentru ceea ce înseamnă siguranța mediului, pentru ceea ce înseamnă protecția mediului, siguranța utilizatorului și, desigur, siguranța consumatorului. Și atunci, produsele cu care venim către fermieri ne uităm cu foarte mare atenție și la această componentă, ceea ce se întâmplă din perspectivă de reziduri, ce, până la urmă, produsul pe care utilizatorul final, consumatorul, îl folosește, dacă este impactat sau nu. Și ați văzut mai devreme în prezentarea colegilor mei Afirm Opti și nivelurile la care extrem de reduse spre zero la care s-a ajuns din perspectivă de reziduri. Mă gândesc acum, pe măsură ce dumneavoastră prezentați aceste lucruri, cât de interesați sunt fermierii vis-a-vis de toate aceste produse, mă gândesc la costurile, pentru că ei iau în calcul și costurile produselor respective, costuri care include fără îndoială și costurile, mă repet, a cercetării în sine, de obținerea produsului respectiv. Și atunci mă gândesc cât de
preocupați sunt să achiziționeze aceste produse, chiar dacă ei știu că sunt absolut eficiente și cu reziduri foarte mici în produsul final? Cred că răspunsul la această întrebare a fost deja dat și a fost deja dat de prezența pe care o avem la acest eveniment. Dânsii își doresc, au nevoie să aibă acest dialog cu noi, au nevoie să aibă un dialog cu specialiștii pe care îi aducem. Și au nevoie de produsele de acest gen. Desigur că au nevoie de aceste produse. Pentru un produs sigur din punct de vedere calitativ. Pentru un produs care să le asigure siguranță că atunci când fac o investiție în protejarea culturilor, pentru că aici vorbim despre protejarea culturilor, vorbim despre protejarea investiției pe care o fac în exploatațiile dânșilor, folosesc cele mai potrivite produse, cele care le asigură siguranță, le dau o siguranță că la final vor putea să-și comercializeze producția. Dezbaterile din cadrul forumului, întrebările, sugestiile au fost, după opinia organizatorilor, generatoare de noi provocări pentru cercetarea Syngenta, dar și pentru cea a Institutului Român de Profil. Andreea, un eveniment deosebit, o participare de excepție. Ce și-a dorit Syngenta să transmită fermierilor și ce a reușit să transmită? Mulțumim frumos, în primul rând, pentru că ați fost alături de noi. Am ajuns anul acesta la o ediție aniversară și o vârstă frumoasă, spunem noi, 10 ani consecutivi în care desfășurăm acest eveniment pentru pomicultură. Am început să învățăm împreună cu domnii pomicultori acum mulți ani și ne-am gândit că un forum ar fi cea mai bună oportunitate să aducem împreună experiența Syngenta și, de asemenea, experiența dumnealor. Și, de fapt, acesta a fost mecanismul prin care am început acest tip de conferință. Ceea ce ne dorim în fiecare an cu forumul este să aducem în fața pomicultorilor noutăți. Fie că e vorba de produse, fie că sunt tehnologii noi, fie că sunt invitații noștri care vin din industrii conexe sau din partea institutului sau alte instituții cu care pomicultorii au legătură, cum ar fi, de exemplu, lanțul alimentar, care este foarte important pentru dumnealor. Acest tip de lucruri ne dorim să le facem și ne dorim să confirmăm angajamentul companiei noastre de a face acest eveniment în fiecare an, consecutiv, de acum înainte, așa că chiar ne dorim lucrul acesta. Cum apreciați evoluția colaborării dumneavoastră cu fermierii în acest interval, în această perioadă, iată, de 10 ani? Cum a evoluat? În ce măsură dumneavoastră ați recepționat problemele lor și în ce măsură pomicultorii, fermierii, au recepționat ceea ce dumneavoastră vă puneți la dispoziție? Știți cum e, ca în fiecare relație de prietenie, cu suișuri și coborâșuri. Mereu, dacă ești aproape de cineva, știi ce probleme are sau știi cu ce probleme vii tu pe de altă parte. Cu toții știm că este un mediu dificil și va deveni din ce în ce mai dificil să operăm pe partea de produse de protecție a plantelor și cred că și pomicultorii simt deja de anul acesta acest lucru și sunt restricționați, tot mai restricționați, cu privire la multe, multe aspecte, cu privire la produsele pe care au voie să le folosească, cu privire la limite reziduale, cu privire la Global Gap standarde. Au foarte, foarte multe provocări și, bineînțeles, la sfârșit totul trebuie să se finalizeze cu un profit. Asta o știm cu toții. Astfel de întâlniri sunt de bun augur pentru ambele părți. Absolut, absolut. Dar știu că specialiștii din firmă nu așteaptă doar aceste evenimente, doar aceste momente de întâlniri tet-a-tet cu fermierii, iată, cu astfel de simpozioane, se întâlnesc și în teren tot timpul și comunică permanent. Așa este. Cred că, în primul rând, că am început acum 10 ani cu un grup de 50 de oameni foarte restrâns și am ajuns acum la o plajă mult mai largă, la 150. Se datorează și faptului că avem un focus pe culturile speciale în general și avem o echipă tânără și dinamică care vorbește despre portofoliul Syngenta, despre tehnologii în fața pomicultorilor și îi vizitează, pentru că pe dumnealor atunci îi doare, în timpul sezonului. Noi începem sezonul în iarnă cu discuții în sală, cu pregătiri, practic tatonăm un teren pentru anul următor, știm cu ce rezerve venim din anul anterior.
practic, acestea sunt un prim indicator al problemelor pe care le vom avea în anul ce vine. Dacă suntem atenți în sală, de asemenea, putem afla noutățile despre produsele care urmează să vină. Noi, anul acesta, am prezentat două lucruri inovatoare, spunem noi. Unul dintre ele este o moleculă nouă, care este așteptată să fie omologată în Uniunea Europeană undeva în 2022, însă este ceva ce ridică standardele complet în tot ce înseamnă tehnologia de combatere a rapanului în pomicultură și cred că pomicultorii abia așteaptă. Produse cu reziduri aproape de zero, nu? Pentru că asta se urmărește în mod deosebit, mai ales la ceea ce se produce nou acum. Așa este. Și privind către partea cu lanțul alimentar, am discutat foarte mult despre un insecticid, e vorba de afirmă optic care ia toate lepidopterele care atacă livezile și are acest spectru larg de combatere, dar cel mai mare diferențiator al lui este faptul că ia toate stadiile larvare și poate fi aplicat foarte târziu în vegetație, având un timp de pauză până la recoltare foarte scurt, ceea ce îi ajută pe pomicultori atunci când se confruntă cu atac de generația a treia de moli, să poată să facă un tratament atunci, să nu își compromită recolta la finalul ciclului de vegetație. Andrei, cum spuneam mai devreme, colegii tale, un eveniment deosebit, o participare deosebită, de excepție. Sigur că ești omul numărul unu privind comunicarea, ceea ce se întâmplă aici și nu numai aici. Cum se transmit informațiile pe care le dețineți în orice moment fermierilor și nu numai lor? Prin astfel de evenimente. Și acest eveniment a ajuns la cea de-a 10-a ediție, ediția aniversară, cu o prezență frumoasă, o prezență numeroasă de fermieri în sală. Am venit cu un sistem nou și în partea de sustenabilitate avem inovație și facem inovație în spate. Și un simplu exemplu, după 4 ani de zile de cercetare susținută de către compania noastră împreună cu Universitatea din Torino și o altă companie Ecomembrane din Italia, am dezvoltat cel de-al doilea sistem de gestionare a efluenților proiecte pe care le susținem. Știm foarte bine cât de importantă este resursa apa, cât de importantă este ca resursă și importanța protejării acestei resurse naturale. Vorbim de surse punctiforme, adică modul cum prevenim poluarea neintenționată a apelor cu reziduri de produse de protecție a plantelor. Asta înseamnă de la surse punctiforme. Iar astfel de soluții noi, inovative, după 4 ani de cercetare, compania noastră împreună cu alți parteneri dezvoltă aceste soluții și le punem la dispoziția fermierilor ca soluții, servicii conexe business-ului nostru pe partea de sustenabilitate. Deci, foarte multe subiecte, foarte mult interes, o prezentare și din partea Institutului de la Mărăcineni. Deci, o bogăție și o complexitate de subiecte care vin și demonstrează interesul nostru de comunicare către fermieri și dorința noastră de a împărtăși ceea ce știm și ceea ce dezvoltăm și inovăm continuă în agricultură. Compania Syngenta este o companie cu reputație în cercetare, dezvoltare, cu investiții mari și nu numai în produse, și în alte soluții care sunt conexe activităților, cum ar fi acest nou sistem RemDry pe care astăzi despre care am povestit, care vine să completeze portofoliul nostru și oferta noastră către fermieri.